cartierul Dărmănești, un cartier uitat parcă de șefii care conduc astăzi primăria. Și vorbim de un primar și doi viceprimari care încasează mai mult de 80.000 de lei lunar. Este un cartier în care străzile pline de gropi, în care gurile de canalizare, care ne distrug mașinile tuturor, în care bordurile, băncile nereparate și spațiile verzi impropriu amenajate, ne arată indolența, ne arată nepăsarea și incapacitatea acestei administrații de a arăta că este cuplată la nevoile reale ale cetățenilor. Piața agroalimentară Dărmănești ruginește la fel ca și acum 4 ani, fără ca cuiva din primărie să-i pese de acest lucru. Cimitirul de la Poalele Pietricicăi, un alt loc pentru care administrația locală a mărit de 3 ori anul trecut taxele, pentru toți cei care își îngroapă aici rudele și care ar trebui să și le plângă aici, un alt mod prin care administrația pietreană ne arată că ia și de pe vii și de pe morți, fără să țină cont de nimic. Primăvara a venit și tot în Dărmănești, acest parc care ne-a costat 3,2 milioane de lei, nu este deschis nici în acest moment pentru ca toți cei care locuiesc în această zonă să se poată bucura de el. Acest pod, care se află tot în Piatra Neamț, arată viziunea celor care ne conduc asupra lucrărilor care se desfășoară în orașul nostru și pe care le putem vedea cu ochiul liber. O cârpeală. Probabil pentru că, dacă nu este la strada principală, atunci poate să mai aștepte. Acum, după 4 ani de zile în care n-au făcut aproape nimic, au îndrăzneala să vă ceară din nou sprijinul. Am să-i transmit domnului primar aceste fotografii realizate în cartierul Dărmănești pentru a afla și dumnealui cum arată acest cartier între blocuri și nu doar la străzile principale. Pe 9 iunie îi vom trimite pe toți acasă pentru că nu ne mai lăsăm păcăliți și pentru că a venit momentul ca pietrenii, oamenii buni și harnici, să facă împreună să renască acest oraș.